Salut comunitatea Vocea Creștinilor! Dragilor, continuăm campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet. Datorită vouă, am reușit să achiziționăm primele 15.000, iar acum dorim să deschidem o nouă campanie prin care să achiziționăm un număr de 50.000 de Biblii. Pentru că avem foarte multe cereri de la partenerii noștri din țară și cei mai mulți dintre ei sunt pe lista de așteptare. Prin implicarea noastră a tuturor, vom reuși să împlinim nevoia lor. Poate te întrebi de ce să investești într-un proiect de Biblie, fiindcă Biblia este relevantă chiar și în secolul vitezei. Ea ne oferă un fundament moral și stabil într-o lume în schimbare, ne conectează cu Dumnezeu și ne aduce speranță în vremuri de incertitudine. Dăruind-o, oferim o sursă de inspirație și consolare tuturor oamenilor din generația noastră, lăsând totodată și o moștenire copiilor noștri. Investește împreună cu noi ca această scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Dumnezeu te va răsplăti pentru bucuria pe care o vei face acelor persoane care nu au o Biblie în formatul tipărit. Dragostea Lui se va revărsa peste tine și familia ta și peste comunitatea din care faci parte. Campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet, îți amintește că poți face donațiile pe care le dorești prin intermediul următoarelor link-uri. voceacreștinilor.com/donație și pe caravanaevangheliei.ro/implicate. Mulțumim pentru implicare! Punem pacea Domnului și în această seară de luni. Ne bucurăm să fim din nou împreună pe platforma Vocea Creștinilor și din nou avem pe fratele Florin Antonie. Frate Florin, îți spun binevenit și mă bucur din nou să putem să stăm de vorbă la o părtășie frumoasă de seară. Desigur, zi probabil în alte continente, pe alte continente. Și spune binevenit, mulțumesc. Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc și eu pentru invitație, Ciprian. Sunt onorat să fiu alături de tine, alături de echipa ta minunată și mai ales alături de toți prietenii noștri care ne ascultă și care sunt trup și suflet de fiecare dată cu noi. Amin. Ne bucurăm, stimați ascultători, puteți să puneți întrebări, puteți să ne salutați, de unde ne urmăriți, ne-am bucurat să știm. Vedem, le citim mesajele voastre și apreciem fiecare mesaj de încurajare care îl primim și eu și fratele Florin, să știți că le citim pe toate, le vedem pe toate. Poate unii ori ne facem că nu le vedem și cred că e mai bine așa, unii ori chiar ne bucură. Așa că în această seară discutăm despre o temă foarte bună, zic eu. Mă gândeam cum am putea să mai punem o piatră bună la temelia bisericii și anume să discutăm cum putem să ținem tinerii în biserica de astăzi, pentru că în mare parte, nu zic în totalitate, ci într-o oarecare măsură, tinerii părăsesc biserica, poate din multe motive. Și când zic biserica, aș vrea să mă refer tot la biserica evanghelică, neoprotestantă. Acum, celelalte nu m-aș referi la cea ortodoxă sau catolică, nu ne privește atât de mult, dar vorbim despre Biserica lui Hristos, Biserica Neoprotestantă. Care ar fi cauzele? Și am vrea să împărțim acest mesaj în două secțiuni în această seară, și anume părăsirea bisericii de către tineri și totodată căderea de la credință. Sunt două lucruri distincte în care vrem să le separăm în această seară și cu ajutorul dumneavoastră ne puneți întrebări, ne puneți înaintea noastră lucruri care am vrea să le dezbatem împreună și să putem să rămânem cu ceva în această seară. Așa că, frate Florin, putem să începem această discuție făcându-ne așa o introducere la ceea ce vom dezbate în această seară. Părăsirea bisericii și totodată căderea de la credință, două lucruri diferite. Și îmi pare parte, sigur, a tinerilor, dar cumva poate putem trece și la, în general, oamenii care părăsesc biserica. Te rog. Ciprian, să știi că este o tematică extrem de complicată, extrem de greu de explicat. Sigur. Și cred că cel mai important de precizat
este o tematică greu de digerat în contextul nostru și mai ales în ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi. Sunt, bineînțeles, biserici care resimt din plin șocul acesta al exodului masiv al oamenilor, în speță tinerilor, chiar și vârstnicilor. Și vom discuta despre asta, nu din dorința de a arăta cu degetul pe cineva, ci din dorința de a învăța unii de la alții. Vă spun încă din capul locului că nu suntem aici să condamnăm pe cei care au plecat. Știi, întotdeauna mortul e de vină și ai scăpat de toate problemele. Din contră, suntem aici să înțelegem ce i-a determinat pe acești oameni, ce i-a împins afară din acest context frumos în care ar fi trebuit să fie dragostea lui Dumnezeu. Sunt așadar biserici lovite din plin, mai ales acum după perioada aceasta cruntă a pandemiei COVID. Pe de altă parte, sunt biserici cu foarte mare popularitate, cu o aderență mare a oamenilor, participare numeroasă, cu o prezență online consistentă și care încă nu resimt șocul acesta pe care îl diriguiește lumea, pe care îl diriguiește societatea, îl diriguiește sistemul social media sau mass media, sistemul educațional și așa mai departe. Vom vorbi așadar despre câteva cauze din dorința de a preveni ceea ce se va întâmpla cu viitorul nostru până la urmă. Poate că tu ești un părinte al unui adolescent și te gândești că n-a venit încă timpul să te stresezi. Să știți că aceasta este oarecum eroarea pe care o comit pastorii de biserici foarte mari, care lasă cumva pe plan secund această problematică încălzindu-se cumva prin faptul că oricum au o prezență mare, nu se vede dispariția unei duzini sau unui grup de tineri sau de ce nu de oameni de vârstă mijlocie sau vârstă a doua, a treia. Ce și de ce se întâmplă lucrurile acestea? Este o întrebare la care nu putem să răspundem decât înțelegând ce e de fapt biserica. Că până nu înțelegem ce suntem și ce ar trebui să fim noi, nici nu vom înțelege de ce unii oameni aleg să nu mai fie împreună cu noi. Cea mai simplă definiție a bisericii este, prieteni, exprimată în cuvintele acestea, și anume o comunitate de credincioși ai lui Dumnezeu care stau strânși împreună pentru a-L sluji pe Dumnezeu, a-și exprima credința și o fac după sau în acord cu învățătura biblică, urmând acei patru pași celebri pe care îi găsim în cuvânt, încă de la, care ne prezintă ce s-a întâmplat încă de la început și ce se va întâmpla până la sfârșit și care e profilul bisericii, și anume un trup, o comunitate, un organism viu care rămâne în învățătura apostolilor, în părtășie frățească, în cina Domnului, masa Domnului și în rugăciune. Sunt cei patru stâlpi care definesc biserica. Aici apar problemele. De aici apar, de fapt, problemele și de aici apar toate aceste momente în care sunt situații așa care nu ne plac, și anume de tineri sau vârstnici care părăsesc efectiv biserica lui Dumnezeu. De ce se întâmplă? Și tu ai punctat foarte bine. Sunt unii oameni care aleg să nu mai meargă la biserică, dar n-au căzut de la credință. Nu mai merg acolo cu un motiv. Poate că sunt dezamăgiți, poate că sunt dezgustați. Sau sunt tineri care pleacă de la biserică pentru că au împlinit vârsta majoratului, au libertatea de alegere și pleacă dintr-un loc din care n-au aparținut de fapt niciodată. Dintr-un loc de care nu s-au simțit atașați niciodată. Să nu credeți cumva că dacă un copil vine la biserică cu tine ca părinte, el automat vine acolo pentru că iubește venitul la biserică. S-ar putea să vină din obligație, s-ar putea să vină din respect pentru tine. S-ar putea să vină pentru grupul de prieteni pe care are. S-ar putea să vină pentru bomboanele care îi se dau acolo. S-ar putea să vină pentru, eu știu, că se fac meciuri de fotbal. Se văd filme frumoase. Trebuie să analizăm cu foarte mare atenție de ce.
Statisticile ne spun că din anul 1970 până în anul 2020, cu alte cuvinte, 50 de ani, în Statele Unite ale Americii, numărul de credincioși practicanți evanghelici a scăzut de la 90% la 72%. Faceți dumneavoastră socoteala cât s-a pierdut de la 90% la 72%, cam pe acolo. Anul trecut a fost publicat în Marea Britanie o statistică care i-a șocat pe mulți. Pentru prima dată, spun ei, de la istoria modernă a Marii Britanii, creștinismul este în minoritate. Sunt sub 50% din oameni, populația Marii Britanii, care se consideră creștini. Iată de ce e importantă această analiză. O motivație înainte să mergem mai departe. Ieri, de exemplu, a fost în Marea Britanie un meeting mamut, colosal, ca și mărime, pro-Hamas, pro-Palestina. Întrebarea este ce determină pe acești oameni să se unească sub același steag, și anume steagul islamului. Oamenii care au mers acolo n-au mers cerând socoteală neapărat Israelului sau lumii occidentale pentru Palestina, ci au mers acolo scandând lozinci în care îl includeau pe Allah, în care își manifestau credința, în care spuneau trăiască Allah, în care spuneau că e tot în numele lui Allah. De ce acești oameni au puterea aceasta de a merge mai departe? Aici ar trebui să ne intereseze pe noi. Și ce ne lipsește nouă? E bine, am să vă dau câteva cauze și apoi vă rog pe voi, prin întrebările voastre pe care Ciprian le va monitoriza el și cu echipa lui mai departe, să împărtășiți cu noi experiențe. Chiar și sub titlul de anonim. Anonimat. Dați-ne exemple, pentru că ne interesează ce se întâmplă în creștinismul românesc. Ne interesează să înțelegem de ce mișcarea evanghelică scârție. Și dacă nu o vedeți scârțind, înseamnă că avem o problemă și mai mare. Dacă nu vedem că avem dacă nu sesizăm, nu înțelegem că avem o problemă, înseamnă că problema e de fapt și mai mare, și mai gravă. Spuneți-ne voi ce resimțiți și de ce se întâmplă. Pornesc citindu-vă un text. Și anume, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, dar nu vor face așa pur și simplu. Fiți atenți, ei sunt abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni și sunt însemnați, stigmatizați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Sesizați aici că este vorba despre un proces educațional. De ce ne părăsesc tinerii bisericile? Iată câteva motive. Fie ei nu au aparținut niciodată aici. Ei au venit pentru că bisericile, ca să-i țină și pe ei ocupați, le-au dat programe stil disco. Știți, unui tânăr îi place tot timpul să fie o viață mai non-monotonă, mai, mă rog, colorată, să-i spunem. Iar noi am uitat să învățăm pe copii că, de fapt, biserica este despre sfințenie. Desigur, nici nu trebuie să cădem în latura aceasta dogmatică în care să spunem că de aici înainte trebuie să mergem la biserică și să stăm toți drepți. Să nu se miște nici firul de praf acolo. Dar, pe de altă parte, trebuie să învățăm din greșelile altora. Și anume, în Statele Unite ale Americii au fost oameni care au mărturisit că ei au venit în partea asta de adolescență la biserică pentru activitățile sociale care se făceau acolo. Pentru că erau jocuri, era fun, erau excursii. Și ei au mărturisit că nu interesat de mult partea religioasă din toate acestea, treceau repede peste ea. Așteptau să se ducă repede ora aceea de dimineața de rugăciune și așa mai departe și apoi ei așteptau cu înfrigurare momentul în care ieșeau în parc sau în excursiile lor, făceau vizitele pe care trebuia să le facă. Ei mergeau pentru fun, pentru distracție. Știi, întrebarea este dacă nu cumva am falimentat în a atrage oamenii în numele distracției și să le mai dăm și când un dumicat din acesta spiritual. E posibil ca din cauza asta să începem să pierdem tinerii pentru că n-au văzut în noi seriozitate. Știi, Ciprian, mi-e greu să spun, dar trebuie să spun. Statisticile au subliniat clar că oamenii părăsesc biserica în speță
generațiile tinere pentru că nu se mai regăsesc printre noi. Și de ce nu se mai regăsesc? Au sesizat că una spunem și alta facem, adică suntem un sistem duplicitar. De la nivelul pastoral până la nivelul celui mai simplu om din biserică care trece ca umbră, că suntem un sistem corupt. Nu trebuie să ne mai ascundem după coada de mătură. Când avem pastori acuzați de corupție, nu mai poți cere ca oamenii din biserica respectivă să aibă încredere în ei. Gândește-te, pastorul e ca un părinte care îngrijește de sufletele acestea. Pastori care au falimentat în relația lor de căsnicie. Pastori care au falimentat în educarea copiilor lor. Știi? Sunt apologeți a căror copii s-au declarat atei. Gândește-te exact cât se poate de pe dos. Apologeții sunt aceia care apără credința. Și când tocmai copilul tău vine și spune, domne, eu mă declar ateu, e clar că tu ar trebui în mod normal, într-o lume normală la cap, tu ca și apologet să-ți pierzi toată credibilitatea. Pentru că e clar, dacă n-ai fost capabil să-ți aduci propriul copil, apoi eu te întreb așa pertinent cine ești tu să vii să emiți pretenții că eu să te mai ascult. Sau pastori a căror copii au falimentat dramatic. Nu mai pot să intre în sfera aceasta. Sau pastori care au făcut fraude. Nu mai pot să fie în sfera aceasta. Știi de ce? Pentru că oamenii, aceia care stau și ne ascultă, dedică din timpul lor. Și adesea noi suntem tentați să le spunem copiilor răstora care pleacă din biserică, știi, se datorează voi, că sunteți necredincioși, că sunteți puși pe pofte, că vă doriți să mergeți în lume. Dar noi nu ne uităm că suntem un exemplu negativ pentru ei și că nu le mai inspirăm încredere. Copilul ăla vine la biserică și dacă tot își petrece o oră, două, vrea să o petreacă cu folos, să învețe ceva, să vadă un exemplu noi. Păi dacă el aude că pastorul lui e pedofil, să fim sinceri cu noi, prieteni, nu știu care om sănătos la cap ar mai merge să-și petreacă voluntar, neplătit, din viața lui timpul acesta ca să asculte ce spune un om care face exact pe dos. Corupția, Ciprian, corupția care a cuprins biserica a îndepărtat o generație întreagă care filtrează altfel. Corupția a mai fost, dar în generația părinților noștri cumva reușeau să țină nivelul acela de corupție la un nivel cumva băgat sub preș și nu știau toți. Și măcar oamenii veneau cu bună credință neștiind. Astăzi s-a ajuns la un nivel atât de desfârânat încât nu le mai e rușine să fie corupți și să-și afișeze corupția respectivă. Au obrazul atât de gros unui oameni încât nu știu să se oprească. Asta este unul dintre motivele care i-a îndemnat pe tineri să plece. Și anume, lipsa noastră de seriozitate ca lideri ai bisericilor. Când liderul este prins în latura asta a corupției, sub nicio formă, tânărul nu va mai vedea vreo motivație să vină lângă tine. În al doilea rând, ei cântăresc în generația aceasta ce primesc, ce învățătură le dăm. Pentru că dacă pastorul, prezbiterul sau liderul lor de tineret se afirmă doar batjocorindu-i pe colegii lui de slujbă. Să știi că generația aceasta, mai ales generația adolescenților de acum, sunt foarte sensibili, pentru că nu uita, ei vin dintr-un sistem educațional care îi învață să fie politicoși. Și nu tolerează stilul acesta abrupt în care noi credem că ne apărăm credința. Să știți că Domnul Iisus a avut tact. Așadar, cauza majoră este lipsa noastră de relevanță. Biserica, îmi pare rău că trebuie să o spun, în foarte multe dintre laturile sale, nu mai este relevantă pentru societate. Și te rog, aduți aminte. Apropo, asta nu înseamnă că îi băgăm pe toți în aceeași oră. Sunt și oameni competenți, sunt și oameni extraordinar de buni, sunt și pastori extraordinar de buni și competenți. Dar până nu ne vom încinge cu adevărul și vom lua taurul de coarne, cum se zice, adică problema, să știți că
se va duce de râpă sistemul nostru. Pentru că nu mai are credibilitate. Lumea laică, și aduce aminte Ciprian, lumea laică nu ne privește cu încredere. Pentru ei suntem un soi de ciudățeni. Dar de ce? Nu pentru că suntem ciudați în realitate, ci pentru că generații întregi noi le-am hrănit această formă în care se ne vadă. Și anume, să se uite la noi ca la niște retrași din societate. Domne, noi nu ne amestecăm cu voi. Stai un pic, că nu ți-a cerut nimeni să mergi în crâjmă și să bei. Dar noi trebuie să luminăm în această societate. Oamenii trebuie să ne vadă. Apoi nu poți să ne vadă dacă tu nu intri în vorbă cu oamenii. Tu te ferești de ei ca de paria. Zice, domnule, eu nu am ce să caut aici. Păi nu, e abiblică învățătura asta. Domnul Iisus ne-a spus, mergeți și răspândiți Evanghelia, mergeți și luminați. E, când tinerii noștri, când bătrânii noștri nu mai văd consistență, ei pleacă. Nu uita că suntem într-un sistem în care acum vine învățătură de peste tot. Și oamenii aud învățătură. Și se compară unii cu alții. Sfatul meu pentru liderii de biserici. Vă rog din suflet ca pe colegii mei mai mari. Eu vă rog cu umilință și cu smerenie, considerându-mă cel mai mic dintre voi. Trebuie să învățăm să fim relevanți. Iar relevanța nu contează în cine strigă mai tare, cine îl umilește pe colegul lui mai bine. Relevanța constă în puritatea cuvântului. Fără invidie, fără gelozie, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu capabil pe fiecare dintre noi. Și atunci oamenii ne vor privi cu sinceritate. Am scăzut foarte mult. Marea Britanie, v-am spus, a ajuns la sub jumătate din populație care mai practică creștinismul. Și scade dramatic, se vând clădiri una după alta. Una după alta. Pentru că nu mai are cine să stea în ele. Au ajuns cârciumi, au ajuns baruri, au ajuns, dacă vă vine să credeți, unul dintre cele mai exclusiviste baruri de striptease. Unde știți, să duc femei și să dezbracă acolo, e într-o biserică. Așa își dorește satana să batjocorească creștinismul, încât uitați-vă, a pus exact acolo urăciunea. Unde era altarul, acolo e zona unde de acolo îți dă băuturile astea. Și unde e, de acolo duduie muzica cel mai tare. Eu m-am gândit, ori avea tupeu să facă vreunii din ăștia într-o moschee așa ceva? Știi, privesc cu, iertați-mă că o zic, nu găsesc cuvântul potrivit, dar o zic așa. Acum, dacă vreți să mă criticați, aveți libertatea asta, n-aveți decât. Mă uit cu oarecare invidie la religia asta a islamului. O religie bazată pe un Dumnezeu fals, inventat. Dom'le, sunt atât de uniți, încât dacă ei își manifestă vreo doleanță, noi trebuie să stăm drept și să spunem prezent. Păi au avut îndrăzneala să ceară acum, să pună presiune pe Organizația Națiunilor Unite și pe toți ceilalți, pentru că astăzi începe Ramadanul, inclusiv să înceteze luptele de acolo din Gaza. Dom'le, nu ne tulburați că vă arătăm noi ce înseamnă religie. Dar creștinii, de ce nu-și impun respectul? Să nu facă cu sabia, să nu facă cu pumnul și cu glonțul cum o fac musulmanii, dar să-și impună respectul. De ce nu ne mai respectă nimeni? De ce ne-am pierdut respectul? Știi de ce, Ciprian? Pentru că noi ne batem cu pumnul în piept că îl iubim pe Dumnezeu, dar furăm cu celălalt pumn. Cu unul ne batem în piept și cu celălalt furăm. Ți-am dat exemplu. Vezi tu, ce credibilitate să mai am eu ca pastor când copiii mei sunt falimentați din toate punctele de vedere, moral, etic, spiritual, legal. Ce bună imagine să mai am eu în lume dacă copiii mei se declară atei. Păi mai am eu cumva îndrăzneala să ies în fața publicului să-i învăț. E clar că în mintea mea e doar teorie, nepractic. Dacă n-am fost capabil pe ăsta care stă cu mine în casă, care stă lângă mine 24 din 24 și n-am fost capabil să-i dau prin puterea exemplului nu doar informație teoretică, ci și practică, e clar că biserica aia își pierde timpul cu mine. Și stai să vezi câte mai apar, o să mai apară în România, să știi. Vor fi cazuri care vor șoca. Eu le știu, dar încă vor șoca creștinismul. Apropo de ce a fost. Da, din păcate.
Crez a ajuns Ciprian ca oamenii să plece din biserică pentru că nu se mai regăsesc. Nu înseamnă că au căzut de la credință. Refuză să mai meargă în anumite congregații pentru că văd corupție, văd figuri duplicitare care spun una și fac alta. Văd lipsă de seriozitate și oamenii ăștia pe bună dreptate consideră pierdere de timp. Ar fi simplu să arătăm cu degetul spre ei și să zicem, domnule, uite ce neserioși sunt, au plecat de la biserică, nu mai vin. Oamenii nu vin pentru că avem și noi o problemă, pastorii. Desigur, nu toți. În același timp, nu înseamnă că toți sunt oamenii aceia, sunt excluși de orice vină. Au și ei vina lor. Unii nu, nici nu mai încearcă să înțeleagă. Alții sunt atât de orbiți de păcat încât își doresc să meargă în partea asta a păcatului. Repet, nu trebuie să punem totul într-un mod exclusivist. Trebuie să ne gândim la de ce au ales să plece. De ce au ales? Au ales să plece pentru că fie nu au fost ei serioși absolut deloc, fie noi ca și lideri n-am fost serioși ca și congregație. În ceea ce îi privește pe ei, în dreptul lor, nu avem prea multe de făcut decât să ne rugăm și poate din când în când, când ne vor asculta, să le dăm vreun sfat. Dar în ceea ce ne privește pe noi, dacă sesizăm că avem o vină de corupție, de lipsă de seriozitate, de duplicitarism, inclusiv de pregătire. Sunt pastori care sunt atât de nepregătiți încât tinerii nu mai găsesc relevanță. Fii atent, un alt lucru pe care vreau să-l menționez aici. Gândește-te că acești tineri vin dintr-o lume extrem de bine pregătită didactic. Ei sunt învățați să gândească într-un mod specific, să întrebe anumite întrebări, să te chestioneze, să pună chiar și la îndoială ceea ce spui tu ca pastor. Dacă tu nu ești bine pregătit și fundamentat în tema pe care o explici, copilul ăsta nu se te mai asculte. Așadar, un sfat pentru părinți și pentru lideri. Nu-i blamați pe copii când vă adresează întrebări specifice. Nu le spuneți ceva de genul, dar nu-i treaba ta, dar ce te bași tu în asta? Dar taci din gură. Credința este despre să asculți și să nu întrebi nimic. Apropiați-vă de ei, arătați-le că sunt relevanți pentru voi. Și ca pas din postura de pastori și din postura de părinți. Răspundeți-le sau, dacă nu știți a le răspunde la întrebare, să știți că nu e o rușine să răspundeți, dăm voie să mă documentez. Dăm voie să mă documentez. Tinerii ne pleacă din biserici pentru că nu mai văd relevanța. La noi în biserică li se spune doar că e păcat. Dom'le, e păcat, vei muri. Nu li se explică tinerilor de ce trebuie să aibă puritate. De ce trebuie să stea departe de anturajul greșit. De ce trebuie să fie fundamentați în Biblie. De ce mișcările acestea, LGBTQ+, identitate de gen, non-binary și așa mai departe, de ce ele prin ele însele sunt niște aberații filozofice. Spuneți-le copiilor voștri, pregătiți-i de pe acum pentru că vor începe să meargă la școli și după aceea vor veni la biserică unde pastorul le spune, asta e o abominație, pe bună dreptate, dar nu le explică și de ce e o abominație. Și atunci copilul ăsta se duce și zice, domne, nu cumva e moftul pastorului. De aceea pregătiți-vă să le explicați cu diligență, cu răbdare, pas cu pas. Un alt motiv, Ciprian, este frica de a fi bagatelizat. S-a împământenit ideea aceasta că noi suntem străini și călători și că din cauza asta nu trebuie să facem absolut nimic, să așteptăm să vină trenul să ne ia să ne ducă în cer. Și uităm că trebuie, repet ce am zis mai devreme, să fim lumini în lume. Uităm că avem valoare, uităm că nu suntem oameni de mâna a doua. Uităm că trebuie să ne apărăm poziția, dar să o facem cu eleganță, cu noblețe. Oamenii să-și găsească plăcerea, chiar și când ne contestă, să-și găsească plăcerea când discută cu noi. Să spune, domnule, nu sunt de acord cu tine, dar îmi face plăcere să stau de vorbă cu tine. Dacă omul ăla vine însă și eu mă comport cu el ca și un bădăran, păi nu mai vine a doua oară sau fuge de mine.
Așadar, vezi, frica aceasta de eșec chiar e o chestiune care ar trebui să ne pună pe gânduri. Și, mă rog, mă opresc aici deocamdată pentru că lucrurile, știi, dacă sunt întrebări sau prietenii noștri au. Da, foarte interesant ceea ce ai spus, frate Florin. Ar vrea puțin să adaug sau să mergem mai departe cu câteva concluzii. Găsisem un articol semnat de Christian Post. Cei mai mulți membri care vin în biserică în primele 6 până la 12 luni își pun câteva întrebări. Prima întrebare care își pune noul membru venit în biserică spune așa: mi-am făcut prieteni în biserică. Noi membrii care rămân activi în biserică își fac în medie 7 prieteni în primele 6 luni. Cei care părăsesc de regulă biserica își fac doar 2 prieteni sau chiar mai puțin. O altă întrebare care își opune noul membru spune așa: mă potrivesc undeva în cadrul bisericii? Apartența la un grup, la o activitate, sunt de o importanță critică în această privință? Adică, efectiv, să fii eficient în această comunitate de biserică. A treia întrebare care își opune noul membru spune așa: biserica aceasta chiar mă dorește? Membrii sunt la fel de prietenoși ca mine ca atunci când am venit prima oară? Sunt invitat sau încurajat să particip la slujba bisericii? A patra întrebare: noi mei prieteni sunt la fel de buni ca cei vechi? Membrul începe să evalueze calitatea relațiilor în noua biserică. Da. 5. Grupul din care fac parte îmi împlinește nevoile. Acum, chestia cu grupurile, cele mai multe biserici tradiționale nu sunt grupuri, sunt doar acele întâlniri de biserică de duminică, o seară de rugăciune și poate o seară de studiu. Sunt unele biserici, poate mai să zic în ultimii 10 ani care s-au plantat, în care au pus accentul pe grupurile de casă unde se studiază, e părtășie, e rugăciune și așa mai departe. Și aici chiar acest articol spune așa: grupul din care fac parte mă împlinește nevoia aceasta. Adică după ce am fost implicat într-un grup pentru mai mult de 6 luni, membru se întreabă dacă investiția de timp într-un grup chiar merită. A șasea întrebare spune așa: este contribuția mea considerată semnificativă? Ceea ce fac eu aici în noua biserică? Cu toții ne dorim să facem parte din ceva semnificativ, ceva superior, nou înșine. Membrii se alătură bisericii cu aceeași așteptare. La sfârșitul primului an, ei încep să evalueze acest aspect și să pună întrebări cu privire la contribuțiile lor la misiunea bisericii locale. Ceea ce spune autorul, deși aceste 6 elemente nu reprezintă o noutate absolută, ceea ce face studiul celor 2 autori semnificativ este aspectul temporal. Majoritatea celor care părăsesc biserica vor face acest lucru înainte de sfârșitul primului an. La 6 luni și respectiv la 12 luni, noi membrii își vor adresa în mod intuitiv aceste întrebări. În modul în care vor răspunde ele vor determina într-o bună măsură dacă rămân sau dacă părăsesc în continuare biserica. Apartenența, semnificația, implicarea, acceptarea, iubirea, învățătura sănătoasă în biserică și multe alte lucruri care țin de participarea mea la viața bisericii. Acceptarea, și aici o bună întrebare: ce acceptăm la noi în membri? Și aici am putea discuta, frate Florina, noi membrii poate care vin cu un bagaj de anumite păcate, poate care în ochii unora dintre noi n-are ce căuta în biserică, sau că chiar vine în biserica noastră, va trebui cumva să-l izonăm. Dacă avem acele persoane capabile, instruite să se ocupe de ei, consilieri în biserică, păstori, învățători și așa mai departe, sau îi doar îi aruncăm într-un colț și vine în biserică, ascultă o predică, poate îl mai invităm printre noi, dar nu rămâne neucenicizat. Și acum întrebarea primordială: face biserica ucenici? Până la urmă asta este menirea. Uite, niște întrebări grele și care cumva adresează direct epicentrul problemei, dar permite să spun cum. Vezi tu, Ciprian, biserica a încercat să devină un soi de, aș spune, magazin din acesta universal, unde găsești de toate,
unde se întâmplă de toate, adică la noi acolo se face și consiliere, la noi se face și medicină, la noi se face și cuvânt, la noi se face și educație fizică, la noi se fac și jocuri. Ne-am izolat cumva, ne-am creat un fel de insulă noastră și am pierdut în momentul acela identitatea a ceea ce suntem noi. Biserica ar trebui să fie locul în care oamenii vin să învețe cuvântul lui Dumnezeu și apoi să-l mărturisească în lume, să știe cu ce s-au încărcat. Evident că aici trebuie să faci lucrul acesta într-o comunitate, să ai părtășie, să ai prieteni. Nu excludem faptul că trebuie să mergi, uite, cum zici tu, grupe de casă, jocuri și așa mai departe. Dar când epicentru merge de la a învăța și a crea ucenici către all in all, adică totul în toate, noi suntem insula noastră și aici se întâmplă de toate, mâine poi mâine veți vedea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Și aici, bisericile au unele restaurante și au făcut restaurante astfel încât oamenii să nu mai plece acasă, efectiv. Duminica să stea de dimineața până seara la biserică, să mănânce acolo, între programul de dimineață și după amiază să duc, au cinematograf, dacă vor să... Mega church-urile, te duci acolo, intri pe parte și ieși pe alta. Păi asta ne-a depărtat oarecum de ideea centrală, pentru că vezi tu, un om care vine din lume, chiar mi-a zis cineva asta, zice, domne, eu la biserică, când am venit prima dată, eu am venit cu gândul că trebuie să mă reculeg, am venit cu gândul că trebuie să fixez ceva în viața mea care e derutată, că dacă aș fi știut că biserica este... un fel de cenaclu unde petreci doar așa ca într-un concert, zice, nu veneam, mă duceam direct la sala de concerte, că e mai bine. Cumva m-a pus pe gânduri omul respectiv, pentru că are o mostră de adevăr în ceea ce spune. Știi, oamenii când aud cuvântul cinematograf, e clar că la cinematograf nu te duci ca să servești masă a la carte. Niciodată. Așteptarea cu care tu mergi la cinematograf este că te duci acolo să vezi filmul ăla la care ai mers. La teatru de păpuși. Nu te vei duce la teatru de păpuși să urmărești pe ecran curse de Formula 1. Nimeni nu se așteaptă la asta. Pentru că acolo este un teatru de păpuși, despre păpuși. Când mergi în vizită la Parlamentul României, nu te aștepți că ai ajuns la Globus, știți, de pe Ștefan cel Mare. Bine, din nefericire, Parlamentul României cam s-a cam transformat într-un soi de Globus mai mare, da? Oamenii vin cu așteptare. Când merg la biserică, pune-te în situația lui. De ce vine omul respectiv la biserică? Vine la biserică pentru că ceva în el nu mai este unde trebuie. Pentru că el a înțeles că trebuie să-și fixeze problema și apoi să lase pe Dumnezeu să-i o rezolve acolo, în comunitatea aceasta, prin cuvânt, prin rugăciune, prin post. Omul când vine la biserică, vine pentru că a înțeles că are o problemă. Dacă noi îi atragem pe oameni la biserică dându-le un soi de all-inclusive, Doamne, vino la noi, că aici noi ne și jucăm, noi suntem comunitatea noastră, știți ce facem? Creăm insule. Aici este fundamentala greșeală pe care a făcut-o creștinismul postmodern și asta a început din America, în România nu era așa. A început din America și a tot mers către est și anume facem all-inclusive-ul acesta al mega-church-ului, a mega-bisericilor, în care le dăm de toate oamenilor. Dom'le, ai nevoie să te simți bine? Vino la biserică. Avem programe de stand-up comedy. Ai nevoie să joci fotbal? Vino că jucăm la biserică. Ai nevoie să mănânci o mâncare bună? Vino că facem și restaurant, gătim la biserică. Ai nevoie... Și cumva, vezi tu, biserica s-a diluat în toate aceste activități care, culmea, prin esența lor, au un grad de lucru bun, au un grad de idee bună, dar n-ar trebui să primeze în biserică. Asta trebuie să fie, cum să zic, așa de... adiacente încât aproape să treacă invizibil. În biserică, fundamentul să fie învățătura apostolilor, învățătura dată prin apostoli de la Domnul Iisus Hristos.
care să centreze prin ea canalizarea spre crearea de ucenici. Asta trebuie să facă biserica. Că dacă biserica preia rolul de cinematograf, preia rolul de matrimoniale, preia rolul de stand-up comedy, preia rolul de vrute și mai vrute, nu mai suntem priviți cu seriozitate, culmea, nu doar de cei din afară care nu mai aderă, ci și de cei dinuntru care încep să plece, pentru că ei, oamenii aceștia, încep să-și pună întrebări: domnule, de ce mai merg la biserică? Merg la biserică pentru ca să... Și încă stai să vezi că... Și acum vă avertizez pe toți, vedeți, România încă trece printr-un proces de tranziție foarte mare. Gândiți-vă că România este expusă la aceste chestiuni de doar vreo 20 de ani încoa. N-au fost în România așa. Și încă recuperăm rapid ceea ce se produce în vest. Erorile din vest sunt recuperate rapid. Dar să știi, Ciprian, că biserica a uitat ce trebuie să fie ea, adică comunitatea oamenilor care îl practică pe Dumnezeu, care îi practică mentalitatea, că au înțeles. Și când spui ai înțeles, înseamnă că a fost o învățătură bună și că învățătura aceea are o dinamică practică, că faci ucenici. Acum, să știi că sunt multe biserici care își creează artificial o aliură din aceasta de popularitate. Ai auzit de biserici unde sunt sute de botezuri? De una zi am discutat cu o persoană care s-a botezat într-o biserică aici locală de către niște pastori celebri. Omul s-a botezat, apoi a doua seară s-a culcat cu o fată, a lăsat-o cu copil. Fata era fată din familie de pocăiți, dar nu practicase. Ea tot timpul a fost în lume. Fata s-a căsătorit până la urmă cu el. Și am avut cam 3 cazuri săptămâna trecută, exact pe același pattern. Știi ce m-a durut? Fata asta m-a întrebat, zice: domne, sunt dezamăgită de pocăiți. Zic: cum așa? Eu m-am căsătorit, zice, cu ăsta din cauza că mi-e rușine de părinții mei, dar și eu nu m-am așteptat. Cum asta? A doua noapte după ce s-a botezat, el s-a culcat cu mine. Vă dați seama, m-am simțit așa de rău ca și pastor. Zic, acum ne bagă pe toți în aceeași oală. Îți dai seama, omul când încearcă să învinovățească ceva, zice că toți pocăiții sunt la fel. Trebuie să petrec timp să-i spun, stai un pic, că nu suntem toți așa. Oamenii își adresează întrebări. De ce apar, cum să zic, pe bandă rulantă? Uite cât am botezat eu, știi? Uite apă, ce mă zicea cineva, ce mă împiedică să-i botez? Păi botezi astăzi și mâine o ia din nou. Că voi nu știți că unii se botează doar pentru ca să impresioneze pe fată. Am văzut niște clipuri în care cineva spunea: crezi că n-am tupeu să mă botez? Au făcut pariu. Bă, tu n-ai tupeu. Și când a ridicat, fii atent, acum mă duc. Ca să câștige pariul cu ăsta, s-a dus și la final îl înregistra batjocorind și spunea: bă, zice, am câștigat și pariul și am făcut și o baie. Voi vă dați seama cât de penibil dacă apar astea puse pe internet la un moment dat. Când mi-a trântit clipul ăla în față, am zis că intru în pământ de rușine. De rușinea acelui care i-a botezat. De aceea vă spun, noi trebuie să înțelegem câtă seriozitate mai arătăm lumii. Pentru că dacă oameni au început din ce în ce mai rar să vină dinspre lume, în biserică, cu atât mai mulți pleacă din biserică. Dar de ce? Lăsând la o parte pe aceia care pleacă din cauza că nu sunt serioși și care sunt o categorie aparte. Problema cea mai mare este cu aceia care pleacă săracii pentru că nu se mai regăsesc din vina noastră. Aici mă doare pe mine mai mult. Repet, sunt și oameni care pleacă din biserică pentru că efectiv nu sunt serioși ca oameni. Pentru aceștia nu poți decât să te rogi și să le mai adresezi câte un sfat, că prea multe soluții n-ai ce să faci. Dacă și-au pus în minte să plece din biserică, vor pleca. Durerea este când ei pleacă din cauza noastră, a liderilor, a pastorilor. Păi mă doare sufletul. Mă doare sufletul. Și cred că aș cădea din picioare dacă aș auzi că cineva a părăsit biserica din cauza lui Florin Antonie. Dom'le, eu din cauza ta plec, nu mai vreau să aud de biserică. Aș cădea din picioare acolo să leșin. Păi,
Vă dați seama câtă responsabilitate e înaintea lui Dumnezeu? De aceea vă spun, ce spui tu, Ciprian, e clar, dar revin. E biserica contemporană. Și aici când zic biserica, să știți că vorbesc de ansamblul nostru, al tuturor congregațiilor. Nu vorbesc țintit de nimeni. Tot ce vă spun aici este pur și simplu general, ca să înțelegem unde avem o problemă. Mai suntem noi acele entități care prezintă în fața oamenilor seriozitate? Că ți-am zis, dacă ai noștri, liderii, sunt corupți, membrii din biserică se facă plouă, păi vor fi și membrii acolo în biserică care zic, mă, am nimerit aici la cine știe ce formațiune mafiotă, pleacă și nu mai auzi de ei. Interesant că ei se vor plimba, se vor perinda din biserică în biserică ca să-și regăsească locul. Va fi foarte greu. Gândește-te că o albinuță care iese dintr-un stup, greu își va mai găsi locul într-un alt stup. Dar va căuta. Oamenii aceștia posibil să-și caute locul în altă parte sau posibil să rămână acasă. Că acum au transmisiuni online. Uite, te ascultă pe tine la Vocea Creștinilor. Da, frate, frate, problema e că unii vor cădea de la credință, să știi. Și aici e riscul cel mai mare. Ce faci cu cei care cad de la credință? Pentru că acolo e dureros. Oamenii s-ar putea să nu-i mai prindem niciodată înapoi și s-ar putea ca noi să fim responsabili pentru căderea lor. Și atunci e dramatic înaintea lui Dumnezeu. Un studiu arată că 63 din credincioși au declarat că în 2021 sunt mai puțini. Mai puțini, sper că nu am greșit. Da. Un alt articol spune așa, foarte interesant, din anul 2000 până acum s-a înregistrat o scădere de 23% celor care frecventează biserica, arată un raport realizat de Penn Research Center în America. Deci un membru al unei biserici din 5 participă online, uite acum ceea ce spun ție și ascultătorii, la serviciile religioase, doar 57 nu au participat în decursul unei luni la slujbele religioase transmise online și nu au călcat pragul bisericii. Deci e o scădere a celor care participă la biserică efectiv, 23%, la care unii dintre ei se regăsesc în cei care privesc emisiunile online, sau mă rog, biserica online. Dar practic sunt puțin, rămân acasă și doar puțin dintre ei mai privesc emisiunile Sigur. Online. Pleacă Sigur. Pur și simplu din biserică, ceea ce e dramatic să auzim asta, Ciprian. Uite, m-ar interesa ce zic prietenii noștri. Dacă sunt printre ei oameni care au experiențele lor, poate sunt printre ascultătorii noștri oameni care au fost tentați, uite, în regim de anonimat. Da, să nu ne spună numele sau simplu să ne spună ipotetic. Uite, s-a întâmplat pentru că m-ar interesa de ce au fost tentați să plece din biserică. Ce se sizează dumnealor? Nu ca să acuzăm, repet, nu suntem aici să acuzăm pe nimeni. Eu dacă am pe cine să acuz, mă acuz pe mine și pe nimeni altcineva. Întotdeauna am acuz pe mine că am greșit și că am scrântit-o, că m-am împiedicat. Restul eu îi consider că sunt fantastici. Dacă e vreo problemă în ceea ce se întâmplă de jur împrejurul meu, eu, Florin Antonie, sunt principalul vinovat, dar de aceea vă rog, fără să acuzăm, spuneți-ne de ce ați fost tentați să plecați. M-ar interesa ideile voastre. De ce ați fost tentați să plecați din biserică? De ce nu vă mai regăsiți în biserică? De ce tinerii voștri pleacă? Dacă sunteți tineri, m-ar interesa. Da, pentru că chiar vă rugăm să ne scrieți. Am văzut câteva, dar au plecat repede aceste mesaje în sus. Sper să le găsesc. Chiar era o soră care spunea că a plecat datorită faptului că zbera diaconul pe ea. De asemenea, ne scrie Sorin, tinerii părăsesc adunarea pentru că nu se mai vorbește din cuvânt. Se introduc muzică lumească și discursuri motivaționale. Lumini ca în discotecă, grupuri muzicale care conduc închinarea cica. Bun. Bine, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Trebuie să facem niște precizări, prieteni. Programul de biserică trebuie să aibă câteva componente. El trebuie să aibă o componentă de închinare, o componentă de rugăciune,
o componentă în care se face cina Domnului, masa Domnului, am pus-o pe locul 3, deși aceasta este epicentrul bisericii, pentru că sunt unele congregații unde se ia o dată pe lună, altele se ia o dată la 3 luni, unele se ia săptămânal. Și apoi, cea mai densă componentă este aceea de predicare. Apoi sunt anexele, știi, lucrarea cu copiii, mă rog, din etapele bisericii. În partea aceasta de închinare, acum, nici nu vreau să avem, adică să considerăm că tinerii pleacă din biserică, că nu știu ce echipă de închinare și-a pus lumină pe background roșie și nu și-a pus albastră sau și-a pus lumină. Da, sigur. Sunt irrelevante. Gândiți-vă că apostolii stăteau în semi-întuneric, ei se strângeau în catacombe, unde n-aveau decât 2-3 făclii ca să n-atragă atenția. Oamenii aia stăteau aproape într-un întuneric beznă. Știți că primii creștini stăteau aproape în întuneric beznă când se întâlneau. Acum să nu faceți așa pentru că v-am zis eu. Cert este că nu acestea sunt probleme. Vă spun cu toată responsabilitatea. Vă înțeleg ce spuneți. Vă înțeleg durerea. Înțeleg că sunteți aici să găsim împreună o soluție. Dar nu cred că în asta constă. În faptul că și-au aprins ei lumină roșie, galbenă și albastră și și-au proiectat-o acolo. Dar ați surprins un lucru. Discursuri motivaționale. Aici, ați ridicat oarecum un punct de vedere interesant. Pentru că, într-adevăr, există un trend în care oamenii lucrează foarte mult la coarda emoțională și sentimentală a celor care ascultă. Vreau să vă spun un lucru. Oamenii care vin la biserică, prin definiția lor, vreau să înțelegeți ce vă spun, oamenii care vin la biserică, prin definiția lor, sunt persoane vulnerabile emoțional. Vreau să mă înțelegeți foarte clar și vă spun ca psiholog, nu ca pastor de biserică. Că dacă erau oameni care simțeau că totul e perfect în viața lor, să știți că oamenii nu veneau la biserică, se duceau la caminul cultural sau se duceau la meciul de fotbal sau se duceau la concert. Oamenii ăștia vin pentru că sunt cercetați emoțional, pentru că au înțeles gravitatea păcatului, pentru că vor să trăiască o viață bună. E, când știi că te apasă păcatul, când știi că vrei să trăiești o viață bună și din punct de vedere emoțional tu ești mult mai sensibil decât omul ăla căruia nu-i pasă. El înjură, bleastă-mă, merge pe stradă, fumează, bea, petrece timpul, mă rog, în cele mai... Și atunci, când, și vă spun, repet, ca psiholog, când tu vii ca pastor și le stârnești și mai mult corzile sensibile, emoțional vorbind, tu nu cred că faci lucrarea lui Dumnezeu. Au fost oameni care își motivau această manipulare prin faptul că odată ce oamenii vin la biserică și se simt bine și se simt acceptați și sunt motivați, le mai strecurăm și câte o idee teologică și dacă prinde, prinde, dacă nu prinde, nu prinde. Asta este o teologie de stil clickbait, știi, de mumeală. Nu e bună înaintea lui Dumnezeu. E o înșelătorie, practic. Dumnezeu nu ne-a gâdilat corzile sensibile. Apostolii ne-au spus că noi trebuie să-L învățăm pe Dumnezeu, să fie în noi mintea lui Hristos, Filipeni 2. Petru ne spune să ne dăm toate silințele și să ne zice, încingeți-vă coapsele minții. Adică gândiți, Apostolul Pavel ne spune să ne transformăm mintea, Roman 12. Niciunde nu ne spune, știți, emoțiile și sentimentele, hrănițile și... Niciunde. Culmea e totul despre a-L înțelege pe Dumnezeu. Are dreptate fratele aici că din dorința de a avea oamenii, tinerii, mai ales aproape, îi hrănim cu motivații din acestea, cu sentimente și emoții. Pagubă că această mostră de gândire numită gândire emoțională ține puțin. Nu vorbesc de inteligența emoțională, vorbesc de gândirea
partea asta a gândirii care se bazează pe emoții și sentimente ține foarte puțin. E ca un foc de paie. Ca acel băiat despre care v-am spus, s-a botezat astăzi, dar s-a botezat ca să o impresioneze pe domnișoara. A plecat cu ea, s-a culcat cu ea și a lăsat-o și gravidă. Are dreptate într-un fel, fratele. Pe de altă parte, mai are dreptate și într-o nuanță, dar e o nuanță a discuției. Sunt unii oameni care preferă să-i aducă pe oameni la biserică, transformându-i efectiv în discotecă. N-am nimic împotriva bisericilor care au un ambient frumos, o biserică frumoasă, chiar și lumini pe scenă, dar într-o atmosferă divină, într-o atmosferă plăcută, într-o atmosferă frumoasă. Când însă folosești tot felul de efecte din acestea luminoase ca să produci locul respectiv într-un fel de discotecă, aduți aminte că tu mi-ai prezentat aici la tine la emisiune pe acel Moș Crăciun care arunca cu bomboane la Cluj. Da, din păcate, da. Bine, eu fac parte totuși dintr-o lume care se dorește a fi cochetă și nobilă. Într-o domnișoară nu dai cu bomboane. Cel mult îi oferi o floare, ești galant, ești nobil. Dacă vrei să o cucerești, nu dai cu bomboane în cap. Acel Moș Crăciun cred că a fost un pic luat de val și dând cu bomboane în capul fetelor, cred că s-a și făcut de rușine, da? Mă rog, are dreptate într-un fel și fratele. Mergem mai departe, ne scrie Ionuț. Ați dat întrebarea, nu fratele cu bomboane. Ne scrie Daniel Vlaic. Cum ar trebui procedat în calitate de părinți cu copii între 11 și 16 ani care nu vin neapărat de plăcere sau cu dorință la biserică? Este obligația o soluție bună? Cu drag, nu. Cluj. Nu. Nu. Și nu este un răspuns pe care vi-l dau bazat pe teorie. Practica a demonstrat că acești copii imediat cum au împlinit vârsta, vor deveni rebeli și fug. Vă recomand, dragilor, să-i convingeți să vină din plăcere. Dar nu încercați să-i convingeți înainte de toate să vină la biserică, ci convingeți-i că sunteți prietenii lor. Convingeți-i că sunteți oameni care le doresc binele acestor copii. Că pot să se destăinuie la voi. Convingeți-i că nu sunteți cel care are telecomanda și copilul trebuie să se ridice când tu apeși pe telecomandă să stea jos. Nu abuzați de funcțiunea aceasta de părinte. Arătați-le că voi sunteți prietenilor. Și credeți-mă, s-ar putea să aveți o surpriză că acest copil să vină la casa Domnului. Dacă îi forțați, s-ar putea să-i pierdeți pentru totdeauna. S-ar putea să-i pierdeți pentru totdeauna. Că el vine, s-ar putea să vină de frică să nu... Am auzit o expresie foarte interesantă. Să nu-i pornești urechea. Zic, cum, ce înseamnă a porni urechea? Și știi, dai ca la cheie. Dacă nu mă ascultă... Da. Putea să vină copilul de frică, dar când se va maturiza, fuge. Convingeți-l pe copil să vină din plăcere. Pe de altă parte, adresați-vă, pentru că voi sunteți oameni înțelepți, adresați-vă întrebarea, domnule, de ce nu vrea copilul meu să vină? Ce nu găsește la biserică? S-ar putea să fie un limbaj de lemn. Că știi, acum toți zic că ei vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Da, dar din cuvântul lui Dumnezeu a vorbit și necuratul. Să nu credeți că l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos punându-i capra cu trei iezi sau nu știu ce scrierea lui Homer. Nu, i-a citat din psalmi. Trebuie să-l faceți să înțelegeți, domnule, de ce nu vrea copilul ăsta? Nu îi se vorbește cum trebuie. Cercetați, fiți înțeles ca părinți. Vedeți ce se spune la clasa de școală duminicală. Ce vorbește pastorul? Are un limbaj care nu-i tocmai bun. Acum cineva a zis, domnule, e pastorul. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar nu toți oamenii chiar au ungerea de la Dumnezeu. Să nu vă supărați pe mine. Adică o spun cu umilință, cu smerenie și gata să mă criticați dacă vreți. Dar nu sunt toți cu ungere. Că uite, l-ați văzut pe ăsta, zicea că e pastorul și și-a violat toate fetele. A fost la știri acum o săptămână, parcă.
chiar, de chiar pe la zona, pe la voi, pe la Timișoara Arad, da. În Arad. Deci, vedeți, nu toți sunt pastori și trebuie să te întreb, Doamne, dacă pe el nu-l ascultă nimeni sau aproape nimeni, nu are audiență, poate că nici nu, adică să nici nu mergem pe principiu, știți, am valoare, dar nu mă vede nimeni. Vreau să mă duc la radio, să audă o lume întreagă cine-s eu. Așa cânta fiul maestrului Chirilă. Chirilă, maestru Chirilă a fost unul dintre cei mai mari cronicari și ziariști sportivi români, să știți. Foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze. Dacă mai sunt întrebări. Tot aici, cred că fratele Vlaic, nu, sora Ana Maria, am fost de multe ori tentată să plec din biserică sau am stat acasă pe online pentru că mi-am dat seama că de multe ori veneam mai amărâte decât m-am dus. De multe ori nici nu se servește din Biblie și asta am observat și la copii care mi-au și spus. De la 18 ani, pentru mine, nu mă mai vezi aici în biserica asta, spune copilul. Am încercat să mergem la alte biserici și le place chiar mult, spune Ana Maria. Cred că foarte important, frate Florin, pentru copii, pentru tineri, și acum eu văd și la mine, e să fie o comunitate în care chiar să le pese de copii, de adolescenți, să investească în ei. Este dacă fundamental. Numai la noi ne uităm la adulți și copii aruncăm undeva într-o cămară, în cămara bisericii, un loc care stă o fată nepregătită cu ei, s-ar putea să ajungem să ni pierdem, dar dacă se investește în copii, în comunitatea lor, prieteni, totdeauna să aveți foarte mare atenție, estimați ascultători, copiii voștri să aibă prieteni în biserică, să aibă ieșirile lor, să aibă momentele lor cu, desigur, cu păstori, cu educatori, cu tot ce e nevoie pentru ei, dar acordați fiecare biserică și cred că cele mai multe biserici deja în ziua de azi pun accentul pe școle duminicale, pe efectiv pe elevi, pe adolescenți, întâlnirile lor, distracție în jurul lor. Sigur. Știu că acolo unde mergi tu la biserică e, nu știu dacă îmi permit să spun neapărat sau am voie, dar știu că acolo este o lucrare extrem de bună și sănătoasă din punctul ăsta de vedere. Da. Și felicit de chiar de la îmi recomand. Acum n-aș vrea să, sigur, mergem cu familia Biserica Harvest din Arad. Chiar a fost recent și cu părere de rău, nu a fost așa, a fost o conferință pe familie, pe parenting, pentru cei care chiar vreți și vi se pare că sunteți la sfârșitul relației cu copilul dumneavoastră care poate nu mai vrea să meargă la biserică, vă recomandăm, o să apară pe resursele din cartea Bisericii Harvest, un stick cu tot ce a fost la conferința de parenting. Eu am fost împreună cu soția mea, aveam nevoie și am luat, chiar o să iau din nou și o să reascult toate mesajele care au fost acolo, dar în mare parte nu uitați, orice biserică va trebui să pună accentul pe această lucrare cu copiii, pentru că ei sunt următoarea generație, dar țineți cont, ei trebuie să aibă prieteni din cadrul bisericii și asta trebuie creat, comunicarea cu ei, nu doar o mică comunicare, ci o comunicare extrem de mare, ca și părinți cu ei, educatorii, păstorii și așa mai departe. Resurse se pot găsi, putem recomanda, desigur, la momentul în care vor apărea, o să recomand aici chiar pe Vocea Creștinilor un set de seminarii care au fost chiar în cadrul conferinței de la Harvest și vă recomandăm cu drag. Sigur, sunt multe alte resurse în țară, ca și în calitate de părinți, cumpărați-vă cărți în domeniul acesta. Sunt multe cărți pe zona de literatură creștină din România. Putem recomanda la un moment dat câteva cărți pe segmentul acesta. Una dintre cărți chiar găsisem aici este de la Kerigma. Vă recomand și am și citit-o mai puțin, sper să nu... se numește M-ați pierdut, adică se referă la copil, de ce părăsesc tinerii creștini biserica și regândesc credința, scrisă de David Kidman și Ali Hopkins, sper să nu greșesc, editura Kerigma, se numește M-ați pierdut cartea,
cei care părăsesc, de ce părăsesc tinerii creștini biserica și regândesc credința. Așa se numește cartea. Sigur, o la timpul potrivit o să mai recomandăm mult mai multe cărți, dar ideea de bază, nu vă bazați doar pe o simplă forțare a lor să-i duceți la biserică. S-ar putea la un moment dat, cum zicea fratele Froin, să-i pierdeți, pentru că forțarea nu duce decât la ură. Trebuie să-i momim frumos, într-un mod plăcut, să-i atragem într-un mod plăcut, fie cu prietenii care îi fac în biserică, fie cu anumite lucrări care se fac cu ei din cadrul bisericii, tabere, conferințe, momentele acelea care le au efectiv în biserica locală și unde ei să vină din plăcere. Am auzit foarte multe mărturii în care copiii trag de părinți să-i ducă la biserică. Efectiv, părinții, câteodată, unii dintre părinți, spun părinții, tati, uite, am lucrat mult săptămâni, să vreau să rămân acasă, și copilul trage de el să-l ducă la biserică, să asta bea mai bun cu el. Asta am este auzit cel mai bun. Astfel de mărturii și asta este minunat. Să știi că eu la Genesis sunt binecuvântat cu o echipă fantastică de lucrători pentru școala dominicală și chiar se face o treabă excepțională. Gândiți-vă, având în vedere faptul că totuși vorbim despre cultura românească, o cultură aflată încă în tranziție, unde există oarecum această mentalitate, și anume îmi duc copilul, cum spuneai tu, la biserică și îl las acolo. Mămicile cumva se gândesc, am și eu în sfârșit timp să respir. E de înțeles oarecum, pentru că e societatea care e, dar eu am fost binecuvântat să am, să știu, uite, chiar soția fratelui regizor se ocupă, nu știu dacă mi se permite, mă rog, n-am cerut aprobare, nu spun numele, să lucreze fantastic, are o echipă de alte mămici acolo, care de alte învățătoare cu care lucrează și ei lucrează excepțional. Nu toate bisericile sunt însă binecuvântate și acum vreau să înțelegeți un lucru. De ce este important să-l aduceți pe copil într-un mediu pe care copilul să-l înțeleagă, dar și un mediu sănătos? Fiți atenți la ce vă spun acum. Îmi pare rău, poate ar fi trebuit să încep cu asta și dădeam o altă dinamică emisiunii, dar poate mă mai inviți cu altă ocazie și facem o emisiune. Sigur. Și poate aduce ăsta și resurse concrete. Da, ia uite ce-ți spun acum. Copiii noștri din biserică 7 zile își împart săptămâna între 2 entități mari. Școală și familie și in extenso prin familie biserica. Școala îi învață într-un sistem, într-un stil, care se fundamentează în momentul acesta în jurul ideii deconstructivismului. Eu am explicat ce înseamnă deconstructivismul și anume acel set de rearanjare, practic. Gândiți-vă la o casă pe care o desfaci cărămidă cu cărămidă și încep să reașezi cărămizile în alte forme. Filozofia încearcă să ne deconstruiască credința. Copiii se duc acolo, nu-i poți scoate de la școală. Nu poți să trăiești. Uite, am auzit din nefericire de familii, chiar la mine în biserică cineva mi-a spus despre rudele lor, care au ales să se retragă în munți. E catastrofic ce au făcut, pentru că acei copii sunt cu copilași mici. La un moment dat, își vor da seama ce sunt și vor pleca de acolo. Să știți că tipul ăsta de mentalitate precară, neandertaliană, aș zice, a mai fost în America și de obicei s-a soldat cu crime în serie, cu violuri în serie și așa mai departe. Feriți-vă de astfel de comunități care se retrag și ei fug undeva departe, separați de lume. Feriți-vă de ei, pentru că ăștia sunt oameni cu multe, multe țigle sărite de pe acoperiș. Când vine vorba despre copilași, gândiți-vă că ei vin dintr-un sistem educațional care însămânțează în mintea lor ideea aceasta a reconfigurării creștinismului, deconstructivismului, a relativismului, li se spune că totul e relativ. Și atunci tu ai 2 soluții. Una criminală în care să-l retragi de la școală și copilul tău să rămână un paria în societate, sau una în care să faci ce spune Biblia.
Învață-l pe copil când e mic, îți spun ce spune Biblia, așa nume. Învață-l pe copil când e mic calea pe care trebuie să o urmeze, legile lui Dumnezeu, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Interesant. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și el când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cum vine asta? Tot ce puneți voi în mintea copilașilor voștri va rămâne. Cândva, semințele acelea vor încolți, dar puneți-le nu cu forță, ci convingeți. Uite, regizorul meu, Costi Mărgărit, mi-a cerut o tora. O tora să-i citească, are și transliterație, mă rog, să-i citească și el copilului și citește cu unul din copii, cu fiică-sa, în fiecare seară, îi citesc acolo. Au porții acolo în care le citește. Dar le citește din Biblie căutând să le arate frumusețea asta a Bibliei. Ce? Și copilul preia, copilul vede ca o poveste prima dată. Și o să-ți adreseze întrebări. Nu îi spune, gata, ți-am citit, pleacă la culcare. Tu mergi și spune, uite, despre asta e vorba. Nu trebuie să stai mult cu el. 5 minute, 10 minute, că oricum atenția copilului nu e mai mare de atât. După 10 minute l-ai pierdut. Dar ziceți-le, faceți-vă timp de ei. Știți, am avut părinți care mi-au zis că ei nu vorbesc cu copiilor despre chestiunile astea de tentație sexuală, că le e rușine, sunt pudici. Părinții vorbesc, sunt pudici. Zic, păi și cine vrei să vorbească? Colegii de școală? Că ei oricum o să vorbească. Sau vrei să le spună paradigma asta nouă școlară nenorocită care vine și învață pe copii să se masturbeze? Și știți la ce mă refer. Și atunci, mai bine pregătește-ți tu copiii. Zice, păi da, pe mine nu m-a învățat mama mea și uite, am ajuns somn. Da, dar tu n-ai trăit în contextul în care trăiesc ei acum. Eu am trăit în vremurile în care nu erau decât două ziare. Am prins vremurile alea în care și erau și alb negru. Nu aveau poze. Vă aduceți aminte de Scânteia, cei care mai țineți minte de vremuri. Nu prea găseai tentația. Acum sunt pe toate drumurile. Copiii voștri au telefon. Copiii voștri s-ar putea să facă lucruri pe care voi nici nu vi le imaginați. Nici nu vi le imaginați. De aceea, fiți înțelepți. Și pregătiți-i voi. Pregătiți-i voi. Explicați-le voi. Mami, uite, o să te întreb asta la școală. O să te înveți asta. Să știi că nu-i bine. Uite, eu spun cum trebuie, tati. Și așa mai departe. Și încet, încet le sădiți semințele adevărului. Și la vremea potrivită ei vor veni. Dar e fundamental ca biserica în care mergeți să aibă un loc unde copilul să se simtă. Așa cum ai spus tu, Ciprian. Copilul să tragă de tine acasă. Vreau la biserică. Vreau la biserică. Când copilul îți va spune vreau la biserică, am primit astăzi, de exemplu, o mică înregistrare de la o familie pe care o stimez și este Alex și Ianti. Au o fiică mică, Hana, care stătea și l-asculta pe pastorul Florin. M-am bucurat că, uite, trăgea și ea să asculte acolo. Recunosc copiii când te apropii de ei. Fiți pastorii aceștia. Luați-i, dați-le atenția aceasta în care să se simtă și ei bine. Știți, câteodată sunt hazli. Chiar dacă vin și vă mai aduc câte o pozuliță din aia, vă pictează, vă desenează pe foaie, apropiați-vă de ei. Câteodată și, acum nu toți, dar câteodată și noi pastori suntem prea bățoși, știi? Și copiii cred că trebuie să-i facem să se simtă bine. Uite, foarte bună întrebare, ne scrie un frate, la care mă gândeam de multe ori. Mihail ne scrie așa, sunt o persoană cu handicap în scaun cu rotile și ascult predicile pe internet pentru că nu am posibilitatea să merg la biserică. Este ceva rău? Și acum pune o întrebare, câte biserici are acces pentru persoanele cu handicap cu cărucior în România? Nu știu în străinătate, dar în România. În străinătate este obligatoriu. O instituție teoretic publică. Și la noi. Teoretic și la noi, în Marea Britanie, de exemplu, o biserică este considerată instituție publică și este obligată prin lege să aibă acces
pe rampă. Dar Ciprian îl asigur pe fratele că are toată empatia mea și că suntem alături de dânsul. Că este fratele nostru și îl apreciem din toate punctele de vedere, pentru că e fratele nostru. Și să nu uite că dacă acum este în scaunul cu rotile, va veni vremea când împreună în împărăția lui Dumnezeu o să alergăm și o să ne bucurăm de veșnicie. Vreau însă să spun un lucru. În România sunt și multe locuri batjocoritoare de-a dreptul. Una din surorile mele, am două surori, Mimi și Susana, m-am dus la Mimi să o vizitez. Când ajung rar în București și acolo la actuala ei locuință e o rampă din aceasta pentru persoanele cu handicap, care sunt în scaun cu rotile, persoane cu dizabilități. Dar se vede că e făcută în batjocoră. E atât de abruptă încât eu, om în toată firea, bărbat în toată firea, dacă îmi dai un cărucior să-l trag după mine, doar să-l târiesc după mine, nu pot, pentru că are un unghi de vreo 60 de grade. Păi cum să urce omul ăla săracul cu scaunul cu rotile și mai are și niște hopuri? De aceea îți spun, trebuie să înțelegeți că, uite, sunt și oameni care au nevoie să ajungă, ar vrea să ajungă la biserică. Cum îl aduci? Cum îl aduci? Da, mă rog, aici nu pot să comentez prea mult pentru că nu sunt din România, nici nu-mi permit să vorbesc ceea ce nu cunosc, că nu știu câte biserici au acolo sau care n-au. Și să nu acuzăm oameni pe nedrept. Din cauza că... Voie să acuzăm. Noi n-avem voie oricum să acuzăm. Așa este. Din cauza că s-a rupt lanțul între generații, nu au fost puși în slujire sau dacă au fost puși, trebuiau să slujească după modelul unui presbiter de 76 de ani. Pastorul se vede odată pe lună. Sunt mai multe aspecte. Cu dragoste frățească, Dănuț ne scrie despre tinerii și generația tânără care cumva nu se regăsesc și ar trebui să copieze pe cei în vârstă dacă vor să ajungă undeva sus în biserică. Nu e un lucru bun. Pentru că nici acești bătrâni n-au învățat la rândul lor de la Domnul Iisus direct sau de la apostoli. Au învățat tot de la niște oameni și ei promovează un stil retoric al tinereții lor sau când au învățat dânsii să vorbească. Noi vorbim aici despre stiluri retorice în predicare, despre modul în care te exprimi. Atâta vreme cât acolo nu se face stand-up comedy, cât ținuta este una adecvată pentru ceea ce facem noi. Eu nu găsesc neapărat stilul X, Y sau Z a fi cele mai bune. Din contră, fiecare trebuie să aibă originalitatea lui, să transmită cu sinceritate cuvântul. Dar, repet, când tu ești cu prietenii tăi și mâncați o înghețată undeva în parc și le vorbești din cuvântul lui Dumnezeu, acolo e un context. Dar când vii la biserică și cauți să te duci la predică și ținuta ta nu este adecvată locului respectiv, tu îți ciuntești din autoritate. Pentru că nu lași impresia că îți respecti audiența. Și atunci audiența te va taxa oarecum și tu te vei simți taxat și o să te superi tot tu și așa mai departe. Vezi, sunt tineri cărora li se cere stilul acesta, dar poate nici nu li se explică. Uite, trebuie să mergi într-un anumit ritm, trebuie să ai o anumită ținută, pentru că suntem totuși la biserică, nu suntem la căminul cultural, nu suntem la un TED Talk, nu suntem la o... mai știu eu, gală de prezentare și așa mai departe. Oamenii nici nu sunt educați în direcția aceasta cu răbdare, cu diligență. Li se spune direct din bardă. Cum ai venit îmbrăcat așa? Data viitoare să... Păi l-ai pierdut. Explicați-le de ce să nu facă. Că s-ar putea, dacă mai au curajul să vă întrebe, da, stați că nu mi-ați spus ce trebuie să fac. De ce nu mi-ați zis și mie cu blândețe? Însă are dreptate, fratele. Sunt mulți care insistă în stilul lor bătrânesc. În stilul acela arhaic. Păi, prieteni,
nu înseamnă că dacă l-ați spus dumneavoastră și aveți o vârstă venerabilă, înseamnă că automat este stilul autentic. Trebuie să aveți respect și pentru cei tineri și tinerii pentru cei bătrâni. Trebuie găsit cumva un rol. Că acum nu mai putem nici să mergem în opinci. Pentru că străbunii noștri mergeau în opinci, toată lumea de aici înainte în opinci. Eu v-am mai spus, sunt oameni care efectiv exagerează și trec în polul opus. La Londra, la noi, aici a fost un caz în care pastorul a bărbierit pe cineva, i-a tăiat mustața acolo, că să poată să ia... Adică se ajunge la niște chestiuni ridicole. Păi gândește-te, oamenii din lume când o să audă ce se întâmplă aici, o să zică că suntem la casa de țăcăniți. Nici nu o să-i mai aduce aproape ușa bisericii, dar păi în biserică. Zică, duceți-vă de aici. Poate vin acolo și plec ras în cap, știi? Uite, aș vrea să discutăm despre o problemă foarte delicată, ceea ce am auzit-o, am citit, dar încă nu sunt foarte sigur, sper să nu mă înșel și nu vreau să aducem o informație greșită, însă ce am auzit de la o familie prietenă din Austria, și anume că deja va fi o lege care va introduce chiar de la grădiniță educația sexuală și pregătește pe copilași de grădiniță despre masturbare și orgasm. E tragic pentru că mai mulți părinți ne-au semnalat și chiar o să facem o misiune pe tema aceasta. În Austria se va trece la astfel de practici încă de la grădiniță. Nu mai e vorba de clasele, ceea ce știam eu când am fost eu în Austria, era vorba și despre clasa a doua. Iată că acum au trecut efectiv de la grădiniță să explice și chiar să, din câte am înțeles, chiar să se joace cu organele lor. Trist, tragic, însă chiar uite, vine o întrebare și pe tema asta vreau să și citesc întrebarea, vine de la Damaris Gligore, de la ce vârstă indica să le vorbești copiilor despre educație sexuală, mulțumesc Dumnezeu să vă binecuvânteze, în contextul în care dacă tu nu o faci ca părinte, biserică, o va face statul, o va face școala și credința. Uite, gândiți-vă că fetițele voastre, din momentul în care încep să aibă menstruații, ele sunt capacitate pentru reproducere sexuală, adică ele pot în momentul respectiv efectiv să rămână însărcinate. Menstruația este generată de anumiți hormoni, care odată activați în organism, în combinația specifică, încet, încet o să producă în corpul tinerei copile, adolescente, și dorința sexuală. Vă surprinde? Poate. Vedeți cât de fragedă e vârsta? De aceea, poate e bine să le explicați mămicilor, fetelor voastre, taților, băiețeilor voștri. Nu o faceți însă așa, dintr-o dată. N-aveți de unde să știți cum să le explicați. De aceea, uite, apropo, la voi acolo în biserică se face pregătire pe ideea asta, Ciprian? Cu tăticii, cu mămicile? Aveți? Ai cunoștință de așa ceva? Nu cred. Da, ne interesăm. Dar subiectul este deschis, deci nu e tabu, e deschis, se discută la grupe, dar nu foarte deschis. Responsabilitatea este a părinților. Sper să nu vreau să dau mai multe detalii că nu cunosc. Da. Fiind mai de ce recent, zic că trebuie ca părinții să înceapă cât mai din pripă. Adică undeva în jurul vârstei 10-11 ani, ei deja, copilul deja începe, mai ales că la ei la școală, lucrurile se discută mult mai amplu. Păi, câți dintre copiii voștri au TikTok? Vedeți că TikTok nu este o platformă restricționată. Pe TikTok se poate pune pornografie fără a se restricționa. Copiii voștri, dacă au TikTok, ei în orice moment pot să vadă imagini cu femei dezbrăcate, cu bărbați dezbrăcați și mai rău decât atât cu transexuali. Arată ca o femeie, dar are organul genital de bărbat, sau arată ca bărbat și are organul genital de femeie. Vedeți monstruozități din astea acolo. Copiii voștri sunt expuși la ele. Vreau să vă spun un lucru. Până în jurul vârstei de, să zicem, 14, 15, 16 ani, când ești cât de cât, dacă un copil de 10 ani vede astfel de lucruri, asta se numește abuz sexual.
Știați asta? Copilul este abuzat sexual prin imagine. E un șoc pentru el să vadă lucrurile astea. Nu vă va spune imediat, dar din momentul acela va începe practica masturbatorie. Vă știți că băieții în medie încep să se masturbeze la vârsta de 11 ani? Voi știți că, hai să mergem acum la lucrurile directe, că astea sunt cele mai simple. Voi știți care este vârsta cea mai frecventă identificată în București pentru adolescenți ca să înceapă drogurile? 11 ani, prieteni! Nu de consum, ci de dealer! Cel mai tânăr dealer din București are 11 ani, pentru că ei, ca să-și câștige bani, vând la alți colegi. Ce să mai vorbim de partea sexuală? Păi ăștia au trecut la nivelul mult următor. Păi voi v-ați pus întrebarea, când ei se droghează și văd imaginile alea pornografice, ce fac ei prin toalete? Voi ați auzit de cazul din București în care un copil mic a fost efectiv violat de colegul lui? Sunt drame care trebuiesc puse în fața opiniei publice și discutate, pentru că sunt copiii voștri, prieteni, care vor trece prin asta. Și până, adică noi putem să ne ascundem cu capul în nisip și să spunem, lasă că pe noi ne păzește Domnul. Până la proba contrarie, când vine câte un rătăcit din acesta fără țigle pe casă, deși a violat toate fetele din familie și zicea că e și pastor. Nu știu câte, 3 fete, 4 fete câte a avut. De aceea faceți-vă datoria de părinți, discutați cu ei, că dacă nu faceți voi, prieteni, ascultați-mă, vă spun cu toată sinceritatea și cu tot oful pe care îl simt, parcă așa, simbolic vorbind, parcă îl simt oftatul ăsta adânc pe care îl aveți fiecare. Vedeți voi, dacă nu o facem noi în biserici, o să o facă societatea, colegilor, v-am spus. De curiozitate, ia să vă uitați la TikTok, dacă au copiii voștri TikTok. Să vă uitați ce e prin telefoanele lor. Știți, ați auzit de negare? Negarea este cea mai teribilă armă cu care noi ne împușcăm singuri. Nu mi se întâmplă, domne, mie chiar așa. Și când colo, exact la mine era nenorocirea. Fiți precauți, vorbiți cu copiii voștri, dar nu faceți ca să-i puneți la pământ. Faceți-o ca să-i educați, să-i învățați, să-i ridicați, să le montați o mentalitate bună. Gândiți-vă că ei sunt fragili. Gândiți-vă că ei sunt ca niște plântuțe abia ieșite în lumea asta. Noi suntem deja ruginiți, dar ei sunt abia ieșiți. De noi depinde, de experiențele pe care le-am acumulat, să plantăm acolo în mintea lor cea mai bună mostră de mentalitate. Cea mai bună. Și asta se face prin sinceritate, prin încredere în sine, că dacă ești o mămică care ești pudică și ți-e frică să vorbești, mai bine nu te apuca. Du-te și instruiește-te cum să faci. Și vezi, aici ar trebui specialiști, da, din domeniul psihologiei să găsească fete psiholog sau terapeuți care să vorbească cu doamnele, băieți psiholog sau terapeuți care să vorbească cu domnii și să-i pregătească cum să vorbească cu copiii lor. Că dacă nu luăm taurul de coarne, uite, mai zic un lucru și după aceea te las pe tine să treci la următoarea întrebare. Ne zice, da, uite, fratele Emilian, zice să nu mă bag unde nu știu. Știți că sunt licențiat în psihologie de vreo 20 de ani și am practicat, eu n-am făcut școala la fără frecvență. S-ar putea să știu ce vorbesc. Dar dacă vreți, uite, să trăiți, am înțeles, nu mă bag. Bun. Fii atent, o chestiune. Ce trebuie noi să facem e să fim gata să acceptăm. Că s-ar putea să ne simțim ca așa inconfortabil, știi, și să zicem, dar cine ești tu să-mi spui mie? Nu știți câteodată cine vă vorbește. Dacă învățați să primiți sfaturile, să știți că ajută. Noi românii am avut un stil așa, ne-am și fudurit prea mult că le știm pe toate. Poate ar trebui să-i lăsăm și pe alții să ne învețe, știi?
Sigur. Uitați, chiar mă gândeam acum în timp ce vorbeai, frate Florin, o să găsim specialiști, poate chiar ne recomandați câteva persoane. Am în minte câteva nume psihologi, chiar educatori, educatoare de grupe din cadrul bisericilor. O să încercăm să aducem câteva persoane să facem... Sigur. O discuție cu mai mulți, la care să fie și ei prezenți, dar să fie și câțiva, uite, să fim și câțiva pastori, să discutăm. Da, eu o să vorbesc și din postura, să mă invit din postura de specialist, nu de pastor. O să vorbesc din postura asta. Bun. O aduc pe soția mea, care e mai specializată decât mai specializată, noi. Corect, asta vreau să zic. Ea conduce un serviciu Sora de Daniela psihologie. E mai bine. Da? Bun, sigur. Poate chiar o educatoare. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să salvăm această generație. Trebuie să ne unim forțele. Simțim că e nevoie de învățătură pe tema asta mult mai multă. Nu știu dacă există în țară, cel puțin la liber, așa deschis, să putem să avem astfel de dialoguri pe educația copiilor. Și poate că aici ar trebui chiar pe anumite nivele. Nu putem, adică putem să generalizăm, dar totodată ar trebui să mergem specific pe vârsta de, ne scrie aici Emilian, 3-4 ani, da, 3-4, 5-6 ani, după aia 6-12 ani, 12-18 sau... Pentru că sunt etape diferite ale vieții și altfel privesc copiii. Doar că cumva noi, ca și părinți, am venit, ne ia pe surprindere această educație care vine din zona asta laică, de la școală, și cumva suntem nepregătiți. Să știi că primim astfel de întrebări, noi ca și părinți, cred că și dumneavoastră, estimați ascultători, primiți întrebări de la copii care cumva vă lasă câteodată mască, și pe mine m-au lăsat mască, și chiar consideram că, ok, o să am eu timp să îi spun despre anumite lucruri care la timpul potrivit, dar îmi dau seama că ei au venit deja cu acele întrebări, le-au auzit la școală, și că ar trebui să o iau mai repede cu aceste întrebări și să le explic mult mai repede, fără să îi spun foarte multe lucruri în detaliu, dar totodată pe măsura înțelegerii și capacității ei de a înțelege astfel de lucruri pentru vârsta ei. Așa că recomandați-ne, pune la punct, și o să facem mai multe sesiuni pe domeniul acesta al educării copiilor și în punct de vedere spiritual, educațional, sexual, de la ce vârstă la ce vârstă, cumva să nu fim surprinși când vin copiii de la școală cu anumite întrebări și că ca noi să fim pregătiți. Sigur. Uite, știi ce ar trebui, Ciprian, să facem? De asemenea, să fie o emisiune a tinerilor. Hai să ne întâlnim, să invităm niște lideri din aceștia creștini, tineri. Sigur. Poate, uite, te gândești și faci o conferință Vocea Creștinilor, Vocea Tinerilor Creștini. Uite, ți-am dat o idee. Vocea Tinerilor Creștini. O să facem și o conferință pe tineri, sigur. Pentru tineri, în care să discutăm deschis. Și uite, eu îți promit că îți aduc cei mai buni specialiști, nu din România, din lume. Îi aducem acolo. Și discutăm lucrurile cu cei mai buni specialiști din lume în ideile astea. Trebuie să ne dăm mână de la mână. Sfatul meu, cu umilință și cu smerenie, ca cel mai mic frate al vostru, haideți să lăsăm fudulia și să acceptăm că avem probleme, că ne pierd tinerii, au plecat mulți dintre ei și nu mai vin. Sunt deja cuprinși. Voi ați văzut că tinerii voștri sunt mai implicați în a batjocori pastori și au făcut canale de YouTube unde, după ce că nu știu nici să scrie, unii dintre ei vânează năzbâtiile celorlalți. Adică să-mi fie cu iertare, știi cum e? Am ciorapii rupți, dar prefer să merg cu, știi, papuci, ca să vadă lumea și cât de murdare îmi sunt picioarele. Haideți să strângem rândurile. Haideți să-i atragem pe tineri în locul bun. Să înțeleagă că au valoare. Că altfel se vor duce și noi mai prindem, să știți.
Da. Ne scrie un tânăr, Paul, pe nume. Tinerii pleacă din biserică deoarece sunt mult mai multe distracții în lume decât în orice alt loc. Și sunt foarte accesibile, iar în biserică e plictiseală. Un alt motiv că tinerii văd că frații de acasă nu trăiesc în lumea prezentată la biserică, adică sunt fățarnici, iar ei nu vor să fie cu două fețe. Foarte interesant, spune Paul, este un tânăr, din câte observ eu, spune o chestie care, sigur, este adevărată și acum am putea un pic să o analizăm. Distracția este mai mare în lume. Oare ar trebui biserica să genereze distracție pentru tineri ca să rămână în biserică? Nu. Să știi că s-au făcut studii și studii serioase, nu așa s-a găsit cineva să scoată niște idei pentru că le-a visat noaptea. S-au făcut studii serioase, analiză pe câțiva ani în urmă, în care s-a încercat să se înțeleagă de ce cu toate investițiile cumulate de peste un miliard de dolari, dacă vă vine să credeți, în Statele Unite, în ultimii 20 și ceva de ani, peste un miliard de dolari au fost estimat că s-a cheltuit în lucrarea aceasta a tinerilor. De la reconfigurarea bisericii pentru a deveni mai atractive pentru tineri, până la programe de tineret, până la banalele pentru mulți ecrane din acelea cu LED-uri care se pun în față și care sunt exorbitant de scumpe. Oamenii și-au dat seama că n-au avut niciun impact. Că acești tineri erau motivați să stea la biserică doar pentru distracție, într-adevăr, dar că nu se și cuplau la partea spirituală. V-am spus, ca să nu-i supere și ca să poată să-i atragă, se creau niște programe în care ei veneau, se distrau, spărgeau pepenii, priveau filme, se jucau jocuri și undeva acolo aveau strecurat o oră de discuții în grup sau dimineața și după aceea, după amiaza, o oră cu pastorul și cam atât. Dar restul zilei erau distracția la maxim. Datele ne spun că oamenii aceștia stăteau la discuția cu pastorul și discuțiile în grup nu pentru că erau interesați de subiect, ci pentru ca să folosească subiectele respective ca un vehicul să se impresioneze unii pe alții, sau erau totalmente plictisiți și era timpul în care își mai trăgeau cumva sufletul după ce alergaseră toată ziua. Adică experții americani și-au dat seama că toate aceste investiții au fost în van. Pentru că atunci când tu momești un copil la distracție, el va cere ceea ce i-ai promis, distracție. Și nu-l va căuta pe Dumnezeu. Prieten, dacă Dumnezeu rămâne în mentalitatea copiilor voștri, la nivelul desenelor animate, norișorilor pufoși sau unei voci care vorbește din nori, frumos pictată, și nu se pune adevărata valoare. Să știți că eu am trăit în vremea în care, și n-am fost șocat de imagini, în care pe Biblia povestită copiilor mie mi-arăta crucificarea Domnului Iisus Hristos. Astăzi nu o veți mai găsi, pentru că e considerat o imagine violentă pentru generație și acolo a fost înlocuită cu fel și fel de... Dumnezeu a devenit un fel de norișor din care se vorbește, Domnul Iisus e un fel de, mă rog, copilaș cu părul bălai, păi să distruge toată seriozitatea. Copilul trebuie să știe încă de mică, trebuie să aibă reverență, să știe că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu e Dumnezeu, nu poți să-L transformi într-un norișor. De aceea, Ciprian, îți spun, este cea mai grea greșeală, fatală greșeală, pe care experții americani au identificat-o. Nu se mai feresc de ea pentru că produce mulți bani. Să știi că tipul acesta, noul trend acum, este cu formații muzicale din astea celebre. Ai auzit de exemplu, de celebrul caz Hillsong. Din nefericire, foarte mulți dintre cei care ne ascultați acum, în bisericile voastre, ascultați cântările scrise și cântate de Hillsong.
traduse apoi în versiunea românească. Păi Hillsong e pe cale de dispariție, dar de ce? Pentru că a fost o veritabilă mașinărie de bani până s-a dovedit că liderii lor, pastorii lor, au fost niște prădători sexuali. Și să termină. Bethel Church. Ascultați cântecele lor. Voi v-ați uitat cine sunt acei oameni în viața lor particulară, ce declară ei. Acei cântăreți pe care îi divinizați și voi cântați cântecele lor. Voi ați ascultat vreodată ce părere au ei despre Domnul Iisus pe care îl cântă în cântecele lor? Și o să vedeți că ei au compus acele versuri, spunea unul dintre ei, pentru proști. Am parafrazat așa, ca să pun mai elegant, pentru proștii care ascultă. Ei știu să creeze conținut pentru oamenii care consumă conținutul respectiv. De aceea trebuie să fiți atenți că dacă îi chemați pe tineri la biserică atrăgându-i prin fotbal, ei fotbal o să vă ceară toată viața lor. Nu o să fie interesați de Biblie. Știi? Mai degrabă creați o comunitate în care să le promiteți că se vor destupa la minte. Dom'le, uite, vino aici, avem un grup în care chiar înțelegem lucrurile cum trebuie. M-am întâlnit cu tine, că am fost la Alba Iulia. Ai văzut toți voluntarii aia? Erau adolescenți cu toții care au venit să ne ajute. Ei erau dintr-un cenaclu, dintr-un grup al ortodoxilor. I-ai văzut, Ciprian? Că ai fost cu mine. Pregăteau merele pentru noi. Sigur. Să nu strâng mere la... Păi tu crezi că oamenii ăia să strâng să joace fotbal? Sau să joace cărți? Și eu i-am întrebat pe copii. Mă, pe voi cineva... Ce vă atrage aici de veniți împreună? Că văd că sunteți aici o echipă de oameni. Voi n-aveți altceva de făcut acasă. Ce vă atrage? Că cântați psalmi. Asta făceau ei acolo, în stilul ortodox. Și domnule, credința. Trebuie să ne apărăm credința. Noi învățăm cum să ne apărăm credința. Zic, ia uite domnule, niște puștani care ar fi putut să fie la cârciumă, la bar. Că așa e trendul acum, nu? Ia uite-te. Credința. Nu știu dacă aveau 16-17 ani. E, aia e ideea. Ei cum de reușesc să-i atragă? Și hai să-ți mai zic ceva, Ciprian. Cum de musulmanii ăștia, pe care noi nu dăm doi bani, domnule, ei nu se duc și să strâng la moscheia lor să joace fotbal. Nu se strâng acolo să uite la filme. Nu se strâng acolo să joace nu știu ce jocuri. Nu se strâng acolo să aibă nu știu ce părtășie. Mă, și e plin, sunt mii, să calcă în picioare, așa stând. Ai văzut? Nu știu, dacă n-ați intrat vreodată într-o moschee, femeile nu pot să intre acolo. Voi nu știți ce rigori sunt. Și e plin! Plin! E refuz, stau la coadă. Ce îi atrage pe oamenii ăștia? Nici măcar nu intră încălțați. E la ușă. Când am intrat în moschee, am zis că am nimerit într-o fabrică de pantofi. Mii de perechi de pantofi. Zic, ce-o fi, doamne, aici? Până când am intrat acolo și mi-a zis ușierul, descalță-te! Nu intri aici așa oricum! Uf! De aceea vă spun, cum de la ei se poate? Că noi zicem, domne, noi fără asta nu-i mai atragem pe tine. Și dacă nu suntem un fel de discotecă, nu-i mai atragem pe tine. Vrei să spun un lucru care o să te șocheze? Te rog. De ce au apărut astea prin biserici? Pentru că la un moment dat, cele mai mari slăbiciuni ale pastorilor au ajuns la vârsta la care au avut un cuvânt de spus. Și aceste slăbiciuni fiind copiilor. Copiilor și-au pus piciorul în prag și au zis, dacă nu faceți asta, plecăm din biserică. Și atunci pastorul s-a folosit de autoritate și a autorizat. Acum înțelegi de ce ți-am zis eu ție, Ciprian, că într-un fel îi invidiez pe ăștia de acolo, de la... Așa, invidia aia sfântă pe ăștia de la musulmani. La ei cum de se poate, domnule, seriozitate? Și la noi? La noi? Da. Așa, să mergem spre încheiere, pentru că timpul este avansat, ne apropiem de 2 ore. Ne-am bucurat să putem să avem această părtășie frumoasă cu dumneavoastră și cred că am rămas cu ceva.
Și anume, în zona aceasta, trageți fiecare dintre dumneavoastră concluzia a câtorva lucruri pe care le-ați auzit și ați putea să le aplicați. Nu credem că s-a zis tot, mai rămâne să discutăm, mai rămâne să aprofundăm subiectele acestea despre tineri. De ce părăsirea bisericii sau căderea de la credință vom mai discuta și în următoarele săptămâni, pentru că vrem să ajutăm biserica locală să înțeleagă și mai bine cum să țină de tine, de elevi, de studenți, de copii în biserici. Nu spunem noi tot, ci aducem niște lucruri interesante și eficiente. O să, în perioada următoare, o să ne gândim să aducem câteva persoane profesioniste care au experiență în domeniul acesta al educației copiilor în biserică, cât și acasă, experiențele părinților, chiar și educatori care sunt de asemenea și părinți și psihologi și așa mai departe, pentru ca să putem să vă ajutăm, să ne ajutăm pe noi, cei care avem copii și care vrem să-i ținem aproape de Domnul și în biserica locală. Frate Florin, spun o seară plăcută, binecuvântată, mulțumim pentru dăruirea ta, mesajul care l-ai adus comunității Vocea Creștinilor. Ne revedem. Eu vă mulțumesc. Și săptămâna viitoare, de asemenea, sigur. Mâine seară din nou, amin, mulțumim, frate Florin, mâine seară din nou suntem în direct, va veni fratele Filat, Vasile Filat, să vă lăsăm să vedeți mâine seară care va fi subiectul tot în zona bisericii, de asemenea miercuri seara va fi fratele Geantă, joi seara seara de rugăciune, vineri seara fratele Lazar Gog, așa că în fiecare seară vom fi aici pe baricade cu învățătură, cu dialoguri și lucruri interesante care să ne ajute în creșterea noastră de credință. Mulțumim, nu uitați proiectul Caravana Evangheliei, în continuare avem Biblia care vrem să o ducem până în toată România, la cei care nu au Biblie în casele lor. Să știți că suntem destul de avansați, am trecut de 66%, parcă cumva s-a alarmat lucrarea aceasta. Sunt oameni tot mai responsabili să ajute, dar totodată sunt și mai multe telefoane, mail-uri în care ni se cere să oferim Biblii la organizații, misionari, evangheliști aici în țară, cât și în Republica Moldova. M-am mai zis de treaba aceasta, chiar am trimis săptămâna aceasta în Republica Moldova, Ucraina, de asemenea, sigur, celor care sunt de limbă, vorbitori de limbă română. Așa că, în continuare, noi credem că o să ducem la bun sfârșit această campanie cât de repede. Mulțumim celor care deja ați donat și ne-ați ajutat să ajungem la acest procent de peste 66%, cred că undeva la 70%. O să facem iar în această săptămână, o să tragem o linie și o să vă aducem la cunoștință la cât suntem. Totodată vreau să vă anunț că deja 10.000 din cele 50.000 au ajuns în România. Deci n-am stat pe loc pentru că le luăm segmentat, nu avem cum să băgăm 50.000 de Biblii într-o hală, ne-ar trebui undeva peste 88 de paleți, dacă nu și mai bine, dar deja sunt peste 12 paleți de Biblii, cu cutii de Biblii și le luăm segmentat. Am luat deja prima tură de 10.000, au ajuns în România, va trebui să le luăm, să le aducem în oraș și să începem să le distribuim, pentru că nu mai avem foarte multe din celelalte ture. Așa că lucrurile se mișcă și vă mulțumim tuturor celor care deja vreți să și vreți să participați, să ajutați lucrarea aceasta, aveți toate detaliile în descrierea acestui video, puteți să donați atât cât Dumnezeu vă pune pe inimă, fie pentru o Biblie, fie pentru 10, pentru 1000 de Biblii, atât cât Dumnezeu vă pune pe inimă, puteți să faceți acest lucru printr-o simplă donație pe caravanaevanghelie.ro/implicate sau pe voceacreștinilor.com/donație. Toate detaliile aveți, link-urile aveți în descrierea acestui video, să le mai pun și după ce terminăm această emisiune. Și o mică informație scurtă pentru cei care sunteți, v-ați înscris pentru ieșirea, pelerinajul în Israel, lucrurile s-au avansat. Mai avem strict două locuri. Dacă cineva este interesat, vă rugăm în această seară, o să punem și acel link în care să-l contactați pe fratele Daniel Stanger. Sunt sigur, doar ultimele două lucruri care mai sunt disponibile. Dacă ești pe punctul de a dori, vrei și poți, haide fii cu noi parte în Israel,
întâlnire foarte frumoasă, un pelerinaj în care suntem împreună cu aceia care s-au înscris deja, peste 42 de persoane s-au înscris la acest pelerinaj care va fi din data de 26 până în 31 martie. Un moment frumos, unic, în care va fi ceva chiar minunat. Vă mulțumim, Dumnezeu, să vă binecuvânteze o seară plin binecuvântată, Domnul, cu voi toți. Amin. Amen.